astea antrenamente pentru turul final? Am început pe 20 iulie, ne-am luat o marjă de 3 luni aproape de pregătire efectivă. Între timp am fost la un turneu la Târgu Mureș, unde am jucat 11-11 la o categorie mai mare de vârstă. Ne-am comportat destul de bine, zic eu, acolo. Și acum de 2 săptămâni am trecut efectiv pe 7+1. Noi până acum am jucat 8+1 în țară, dar în Brazilia se va juca 7+1. Întâlnim Germania, Irlanda și Tunisia în faza grupelor. Ce așteptări ai de la acești adversari? N-am date despre ei, așteptările să trecem în faza... Ați mai jucat cu echipe din aceste din țări, Germania, am jucat la turneul care a fost în Turcia, la Izmir, am jucat cu Hoffenheim și cu Fortuna Düsseldorf. Pe Fortuna am bătut-o cu 2-0, cu Hoffenheim am fost egal. Sper că această experiență să le fie de folos, să nu le fie frică în meciul cu Germania. Iar în meciul cu Irlanda, cred eu că va fi un meci în care irlandezii vor pune accent pe forță, la calitatea lor principală, noi să compensăm prin jocul de pase care l-au învățat de la 7 ani. Așteptările, să zic așa, sunt mari. Sperăm să trecem, adică eu zic că vom trece sigur de prima fază, adică vom prinde primele 2 locuri în grupă, după care eu știu să ajung măcar într-o semifinală, sper. Alexi, ești capitanul grupei care ne va reprezenta în Brazilia. Spune-ne, în primul rând, de când ați început această pregătire? Ați ieșit campion când? În 1 iunie, da? Da, și de atunci apoi... am început să muncim foarte mult și să fim pregătiți pentru acest turneu. Cu cine veți juca acolo în Brazilia? Cu Germania, Irlanda și Tunisia. Și ce așteptări ai tu de la această competiție? Mă sper să ajungem cât mai departe. Acum ne-am pregătit și trebuie să facem o impresie foarte bună. Vă este totuși teamă că veți întâlni adversari din străinătate? Nu ne este teamă, nu ne gândim cu cine jucăm, ne gândim doar să facem un joc. Ați mai jucat cu adversari din străinătate? Poți să ne spui cu câteva echipe care v-ați întâlnit de-a lungul acestor ultimi ani la turnee internaționale? Am jucat în Turcia cu Galatasaray, Hoffenheim, São Paulo și știm cum este, că este greu. O să reușim să câștigăm. Darius, ești unul dintre stâlpii apărării echipei noastre. Spune-ne, în primul rând, dacă a trecut această euforie a câștigării titlului de campion din primăvară. A trecut cu siguranță. Am luptat cât am putut, am ajuns unde trebuie și am ajuns cât mai departe. Cât de pregătiți vă simțiți voi, jucătorii, pentru acest turneu final, Danone? Foarte pregătiți, 100%. Deci avem multe șanse în grupa în care am căzut și... Cu cine veți juca? Cu Germania, Islanda și Tunisia. Și este un impediment că întâlnim echipe internaționale? Nu este niciun impediment. Noi putem fi singuri adversari ai noștri și nu avem nicio treabă în ce echipe. Ați mai avut până acum experiență cu echipe din afara țării? Da, am mai avut și am triumfat de fiecare dată. Luis, tu ești golghetorul echipei noastre. Spune-ne, în primul rând, dacă a trecut această euforie a câștigării titlului de campion din primăvară. A trecut și să-și cam cât mai bine de cât timp v-ați reluat antrenamentele pentru acest turneu final, Danone? 3, 2. Ați lucrat intens de la început sau acum îndeosebi în ultima perioadă? Mai deocamdată. Pe cine vom întâlni noi în Brazilia? Tunisia, Irlanda și Germania. Și ați mai avut experiențe cu echipe din aceste țări până acum? Da, chiar în Turcia, pe Hoffenheim și... Ți-ai fixat un număr de goluri pentru acest turneu final? Nu, l-am fixat, dar în primul rând să câștige echipa. Asta e cel mai bun. Robert, mai avem puțin timp și începe acest turneu final al Cupei Hagi Danone, care va avea loc în Brazilia. Spune-ne, în primul rând, cum am ajuns noi să jucăm în Brazilia? Păi... am muncit foarte mult înaintea turneului final, ne-am pregătit foarte bine, ne-a ajutat foarte mult domnul antrenor și am avut rezultate. Fără niciun gol primit la turneul final, am reușit să câștigăm. Și astfel ne vom reprezenta țara, nu în Brazilia. Da, în Brazilia. Ce așteptări ai de la acest turneu final din Brazilia? De la acest turneu final am așteptări mari. Să facem o impresie cât mai frumoasă, să reușim să ieșim din grupe. Mai apoi? Da. Este un impediment că întâlniți echipe internaționale? Vă este teamă totuși că jucăm cu echipe străine? Nu, nu am mai întâlnit echipe străine.
De curând am fost în turneul din Turcia. Am jucat și cu echipe din Germania, că tot este în grupă cu noi. Și acolo am făcut o figură destul de frumoasă, locul 3, cu echipe mari, ca și Galatasaray, Fenerbahçe.